fericireva pe care le-am dorit și le-am visat. Aceasturile-a bucurireva, aceasturile-a zbor în aripa. Hai, hai, hai cu mine, flore. În emisiunea de astăzi vom face cunoștință cu unele cântece, versurile cărora sunt semnate de marele maestru al cuvântului, poetul, publicistul Anatol Ciocanu. Anatol Ciocanu era o personalitate, păcat că vorbim la trecut despre el. El era un adevărat poet. El simțea el și cu inima și cu cugetul și sigur că era un profesionist, era un meseriaș. Deci el își cunoștea bine meseria și pe lângă acelea, dacă când mai punea în funcție și inima, deci el dădea la iveală niște poezii de o profunzime foarte mare, deci de o poezie care avea un mesaj care trebuia să ajungă la inima celui care o citește. Desigur că asta este har de la Dumnezeu. Anatol Ciocanu a văzut lumină zilei la 3 iunie 1940 în comuna Mălăiești, județul Bălți, astăzi raionul Râșcani, în familia Catincă și Haralamb Ciocanu. La 14 ani debutează în poezie. Fiind student la filologie, Universitatea din Chișinău, publică versuri, cronici, eseuri, recenzii, reportaje, interviuri și traduceri. El redacta poezii de la zero a unor așa numiți poeți și nici nu-și mai punea numele, deci le lăsa așa. Deci el era un fel de altruist. El redacta mai mult de 60% era poezia lui, dar el nu se uita, deci, fiindcă din el poezia curgea. Primii pași în domeniul poeziei pentru cântec, Anatol Ciocanu i-a realizat cu maestrul Eugen Doga. Cu Ciocanu ne leagă de o prietenie încă din studenții mei, chiar când eram în Flăcăi încă. Fiindcă noi îmblam la întâlniri la aceeași casă, numai că la diferite, la aceleași surori, atunci abia încercam să fim artiști. Deci dânsul scria poezii foarte bune și eu încercam să scriu muzică pe versurile lui. Deci nu, pentru că în majoritatea cazurilor eu caut poezia deja publicată. În cazul cu Ciocanu, la noi se făcea bilateral și la același tip. Deci făceam cântecul împreună. Eram atunci în curtea televiziunii de acolo, la subsolul cel cu Traiu. Făceam așa cântecele și așa a apărut foarte, foarte, foarte mult. Fiindcă și era pentru Ludmila Fădzeci în Doru, dar l-a imprimat Codreanu. Cine Doru? Dar ce nu e așa chiar? De câte ori noi trecem pe la flori nepăsători? Și uite, Ciocanu a găsit grozav momentul ăsta poetic în acest fapt. L-a poetizat. Că aceste flori le-am observat. Dar când le-am observat? Când ne-am îndrăgostit.
niște destinări ale lui personal. De exemplu, se scrie poezie de dragoste și se face dragoste. Singurul lucru pentru care nicio securitate de pe glob nu te poate sancționa. Am avut noroc să îi am în calitate de invitați la emisiunea DOR doi maestri extraordinari ai cântecului, Anatol Ciocanu și Valentin Dânga. Întâlnirea cu Ion Tuna pentru mine este o mare bucurie, poate mai mult decât bucurie. Chiar așa o satisfacție sufletească, fiindcă am colaborat atâția ani împreună și ne cunoaștem să zicem de și mai mulți ani, să spunem așa sincer, fiindcă îl mai țin minte la școala muzicală, de lângă filarmonică, mai țin minte. Nu știu câți ani avea, s-a avut el atunci vreo 14-15 și era cu Ștefan Petrac împreună. Și făceau atunci primele melodii. Au fost mai multe melodii care n-au fost imprimate nici la radio, nici la televiziune, fiindcă vă dați seama, eram un copil atunci eu când am început să fac muzică. Într-adevăr, era 15-16 ani. Da, atunci. Și nici la o distanță cât de mare nu puteam să mă apropii. Și aceste piese s-au cântat la filarmonică. A fost Stelei mele, zice Dor, a fost o piesă care s-a cântat în Orchestra Bucuria, unde mai târziu am fost eu director muzical. Cu toate că interviul a fost realizat în 2003, fragmentul care îl pun pe post în continuare este în premieră absolută. Cauza? Lipsa piesei imprimate atât audio cât și video. Curios a fost un lucru cu piesa asta care vorbeam, piesa noastră, Stelei mele, zice Dor. Vă spuneam că atunci nu era imprimată, nu a fost nicăieri. Au trecut mulți ani. Dacă piesa asta a fost scrisă de noi prin 67, vă dați seama, în anii 80, la un moment dat aud eu Stelei mele, zice Dor, puțin în alt aranjament, interpretată de Anatolie Dumitraș. Păi și bine zic, unde am găsit piesa asta, că uitasem și eu de ea de acum. Și mulți ani pe urmă aflu că asta este una din cele mai, spun, plăcute, populare piese pentru studenți. Studenții mureau. Așa mi s-a spus de mai mulți oameni și chiar același Dumitraș când l-am întrebat. Zic, de unde ai luat piesa asta? Și mi-a dat-o unul, nu vreau să mai numesc, mă rog, ca să nu fiu răutăcios. Zic, dar cine? Și el e autorul piesei. Zic, da? Dar textul știa cu ei. Tot este un autor, nu știu, de pe la Orhei, nu știu, de pe unii. Zic, foarte interesant lucru. Dar tu știi că asta e piesa mea? Încă din 1812 când fac eu bancurile și cu versurile lui domnul Ciocanu. N-am știut. Ei bine, am rezolvat noi problema asta. Mai trec câteva ani, aud iarăși un tânăr, Adrian Sava, cânte piesa asta într-o versiune de aranjament proprii, dar, mă rog, melodia tot, armonia s-a păstrat cum original. Și îl întreb, dar tu știi, zic, cu piesa asta? El tot îmi numește autorul care mi-a numit Dumitraș. La care eu îi spun, băiate, uite, chestia mai scurt, l-am trimis eu la domnul Anatol ca să-i semnez un contract pentru... Când are contract, deci acolo. E un caz curios, nu? Deși n-aș zice că e cea mai mare creație în viața mea, dar o piesă care s-a bucurat de succes. Dacă piesa place, trebuie să-i cunoaștem autorii. Că altfel o privatizează alții, da, piesa? Multe din cântecele noastre, adică stai că să nu exagerez, n-am să spun multe, câteva din ele, chiar pe timpuri s-au bucurat de un real succes. Cea mai de succes melodie a fost Cântec despre patrie, prima, care a interpretat-o Anastasie Lazariuc, și care chiar a fost și bine primită la Moscova chiar atunci, fiindcă noi am imprimat-o
la Moscova cu orchestra radio televiziunii de la Moscova. Pe atunci era o mare cinste. Eu nu am trăit între cuvinte, eu le-am ocrotit, le-am mușcat cu dinții, le-am țipat, le-am aruncat uneori la cer, uneori le-am înghițit ca să nu mi le audă alții, spre a nu fi intimidat de prea mare sinceritate. Esențialul e că eu nu mi-am mințit cuvintele, mi-au fost și îmi rămân dragi, deși chiar și ele, cuvintele, oricât de frumoase ar fi, te îmbătrânesc. E grea povara lor. Iată ce spune el despre cuvinte. Au mai urmat șlagări semnate de acești distinși autori. Oprește-o clip, nu sta singur, dorule, hai la Hanu, trei butoaie. Mircea Oțel era și un violonist extraordinar, cânta la instrument de clape, avea o voce extraordinară, frumoasă, un timbru de voce și avea un simț, avea un stil, o manieră de a cânta. Dar atunci, practic, n-avea cine să cânte această piesă. Și mi-a venit ideea că ar fi bine să o propun lui Mircea. Și Mircea a acceptat cu plăcere. Oprește-te o clipă, oprește-te mai stai, azi dorul să-mi viripă, azi dorul prinde grai. Frumoasă ești, iubită, azi luna-ți prin cercel, azi dorul mi le cântă ca primul ghiocel. Zboară, zboară clipele serilor de mai. Hai cu mine, dorule, hai cu mine, hai. Iată lungă fetele vin pe gură de rai. Nu sta singur, dorule, e păcat să stai. A fost filmat la Telefilm Chișinău, un film de regretatul regizor Ion Mija, un film artistic cu denumirea Casa lui Dionis, unde am fost invitat ca compozitor la acest film și în care trebuia să fie o câteva piese cântice, în afară de muzica propriu-zisă la film. Propriu-zisă. Și zic, foarte bine, mai ales că Ion mi-a spus că, uite, Anatol Ciocanu, cu cea mai mare plăcere, scrie versurile. Și au fost propuse trei piese care au intrat în film. Visători, 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 către cerul înalt, către stele, în amurgori la tinerii zori, noi la care om ajunge din ele. Luminați, 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 vom sorbi depărtările albastre și acolo simțim omirați cum cresc aripe dragostei noastre. Pentru mine istoria cânticului este și mai simplă, zice. Când mi-a propus Mija și scenaristul Gorlu, Anatol, te rog frumos, uite, avem un scenariu, dacă vrei să-l dăm să-l citești, dacă nu-ți spun o tematică mai departe, n-am mai citit un scenariu, am privit filmul după asta și chiar și... Dar se întâmplă o chestiune că, să zicem, scenariul a fost scris după o novelă a unui cunoscut prozator de la noi, Mihail Gheorghiciu Botaru, care mi era redactor șef. Și m-am gândit așa, dacă refuz, mă pedestește redactorul. Deci nu puteam să refuz nici de cum, bineînțeles. Asta e. Și m-am scris cu plăcere, pentru că am ascultat muzica, dar încă nu era definitivat în principiu și nu cânta Ștefan, dar Valentin mi-a întonat ceva. Și mi-a plăcut tonalitățile astea, toate lirice, duioase, cum știe el să facă așa și frumos. Și cu mare plăcere am scris versurile pentru cele trei cântece care sunt în film. Pentru care a fost și această melodie, Chemarea Casei Părintești. În film a imprimat-o Ștefan Petrache cu mare succes. Evident că este un mare meret și al lui Ștefan.
dar în special a fost textul. Cum ne risipim prin lume, cum ne înghite ea pe noi și spre casa părintească, greu e drumul înapoi. Am plecat, plecat de acasă, dorule, de ce-ai tăcut? Inima din piept fierbinte, pasăre s-a prefăcut. Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci, casă? Anatol Ciocanu a scris scenariul la filmul muzical pentru copii Poiana de Argint, regizor Elena Ileaș. Majoritatea cântecilor muzica a fost semnată de Anatol Chiriac. Doar o piesă a fost semnată de compozitorul Ion Ienache. Asta și am văzut că a apărut atunci ca o stea magnifică, era extraordinară și ca voce, și ca om, și ca... Și eu m-am adresat ei, i-a plăcut piesa. Piesa a fost Toamnă dragostea mea, pe versurile lui Anatol Ciocanu. Am orchestrat-o, prima orchestrație a mea a fost. A fost o reușită imediat după fonocalidoscop, că atunci era foarte popular, cu Dolință și cu Bolboceanu. Aur frunza cade pe ape la izvor, ea va pluti departe, de toamne mi-a fi dor. Aleargă, aleargă vântul prin codru sunător, de aur frunza cade, de toamne mi-a fi dor, de toamne mi-a fi dor. Toamna cu aurul ei lumina, aici la inima mea mi-a cântat, mi-a cântat. Doamne, Tu mi-ai dat dragostea, de Doamne mi-a fi dor. Doamna cu aurul ei lumina, aici la inima mea mi-a cântat, mi-a cântat. Doamne, dragostea. N-a trecut mult timp și am ieșit cu a doua piesă, Singur, singur, dorul meu, cu Nina Curlicovski, care iarăși a fost o piesă de succes. Dar de ce din prima n-au primit? S-a sculat un membru a Consiliului Artistic și a spus că e o piesă sexuală. Așa, da. Și atunci am reimprimat încă o dată. N-am schimbat nimic, adică nimic n-am schimbat, adică doar o orchestrație. Și am mai prezentat-o, da. Și același... membru a Consiliului Artistic, este fenomenal, e o piesă extraordinară. Fondul Radio Moldova se păstrează numeroase cântece pe versurile poetului Anatol Ciocanu. Eu îl cunoșteam că au scris mai mulți compozitori pe versurile lui. Ne-am făcut cunoștință mai de mult, așa, prietenești, eram aproape de o vârstă, sigur că eu eram cu mult mai mic, dar ne simțeam ca la o vârstă. El venea la cămin. Eu nu scriu în genere după vers, întâi vers și pe urmă. Dar s-a întâmplat așa că am făcut eu o melodie, cântăm tu cu dulce glas și zic, Anatol, dacă poți, fă un vers. Sigur că el a făcut un vers foarte frumos pe care l-a cântat Olga Ciolacu. Du-mă în lume, du-mă, hai, toate florile au gărai, la pădurile din plai, du-mă, hai, cântăm tu cu dulce glas, n-are dragostea popas, tu lumina mea de azi mi-ai rămas.
pentru el gândul era principal. Deci el ducea gândul până la urmă. El cunoștea ce înseamnă asta cântic. Și în cântic era o chintesență a gândurilor. Deci un refren care... În refren era chintesența cânticului, iar în celelalte versuri se desfășura o istorioară, o istorioară mică, dar foarte emoționantă. De exemplu, cum era scrisoare de departe. Era scris, deci el era, făcea armată undeva departe și sigur că baștina, mama, iubita îl trăgeau acasă și el a scris așa un text frumos. Eu am scris muzica la acest text când mi l-a dat și l-a cântat cu plăcere Gheorghe Laș. Era cântecul iubit al mamei mele, fiindcă exact așa tatăl meu scria scrisori de pe front, ea le cunoștea pe din afară, pe de rost, aproape toate scrisorile. Chiar la o serată de-a mea la 50 de ani, unde Laurenții Popovici cu Olga Ducea și Laurenții Popovici s-a apropiat de mama mea și a zis că știu că cel mai iubit cântec al dumitalii cânti cu scrisoare de departe. Iată, versurile a scris Anatol Ciocanu. Deci ele erau atât de aproape și atât de bine scrise, fiindcă răscoleau o inimă de mamă și o inimă de femeie, așa cum era mama mea. Ies plecat, acum plecat, mândruțor, nu uita nici tu de mine, cer albastru luminat, între mine și între tine. Cer albastru luminat, mândruțu, între mine și între tine. Îți tot scriu scrisori, îți scriu, îți tot scriu scrisori, măicuță dragă, și sărut pe orice filă, gura dulce de copilă, chipul ce de micțilă știu, mândruțu. Cum a apărut piesa Copilărie și era scrisă special pentru Anastasia Lazăriuc? Nu era scris special pentru Anastasia Lazăriuc, era scris, deci el a scris acest text și mi l-a dat. Eu, se vede că el și l-a publicat undeva. Și eu am scris această piesă special pentru Anastasia Lazăriuc, lui i-a plăcut foarte mult. Pe urmă, eu am aflat că și Gheorghe Muștea a scris o lucrare, Copilărie, tot pe aceste versuri. Sigur, cu absolut diferit. Eu mi-aduc aminte, am făcut orchestrația, am înregistrat-o, îmi pare că cu Pavel Goia, nu mi-aduc aminte. Exact, cu Pavel Goia, da. Am înregistrat-o și am lăsat-o pe Lazăriuc să înregistreze, dacă o să pună vocea. Mă întorc înapoi peste două ore și Nastă spune, zice, nu înțeleg, dar nu pot înregistra. Eu zic, de ce? Când ea îmi cântă, eu zic, Nastea, nu trebuie să cânți, trebuie să-l povestești acest cântic. Și atunci, într-un minut, imediat din prima dată, Nastea a înregistrat acest cântic. Copilărie, aud al mamei dulce glas, copilărie, la pragul casei te-ai rămas, copilărie. Într-o bună dimineață mă cheamă la filarmonică Petrică Teodorovici și canadul, haide să-ți cânt o melodie, știi. Lângă mine era soția mea, Dina Coce, artistă emerit. Și că îi spun că Dina îți place melodie, și că foarte mult. E cam despre ce ai vrea tu să fii, zicem așa, aceste versuri. Păi, ți-a dus și când am mai promis că mi-aduci lumina stelei polare. Mă rog, lucruri pe arafina ei, dar totuși undeva ele au ceva la mijloc. Și de aici a pornit și titlul, Seara Albastră. Țin minte că mergeam pe stradă, toată lumea spunea, uite, Steaua Polară. Se spunea că Steaua Polară. Și a mi-a rămas o perioadă porecla de Steaua Polară. Da, a fost piesa care practic pe mine m-a lansat. Odată ce cânticul a rămas, se cânt, este cerut, e o bucurie și pentru cel care a scris și versurile pentru acest cântec. Seara, seara albastră, cade, cade pe pământ. Arde steaua noastră, arde, arde luminând. Seara, seara albastră, tu
Și i-am scris cu un dublu acrostih, Anatol Ciocanu. Pe lume fost am chemat semnele iubirii să împart, să respir cu un cântec de îndoială, cu o zi în doliu și alta în gală, și de dragoste să cânt până mor băgam pământ. Pentru pace rugi să spun, chiar dacă pământ mă-i face, și mai am de semănat dorul ca pe un grâu curat, și mai sunt venit pe lume pentru multe, vă mai spune, să îmbrac cămăși de soare, să-mi crească din ochi zvoare ca să învie cel ce moare, să sorb din izvor imensitatea stropului în care parcă s-ar zbate inima globului, să bat în poarta grea de amintiri, martură odată primilor iubiri. Sub stâlpi acestei porți m-aș fi îngropat, ca să mă văd plecat de unde am fost chemat. Aici să iubesc am învățat, iar stâlpii văd muguri au dat. Pe semne e timpul să se însemne un nou pilon pe hat. Vino să învățăm dragostea strămoșilor ca pe o poezie de sărbătoare. Dragostea lor, născătoare de credință în om și pasăre, în lut și în floare.